Bă, Sucre, ce dracu ai mai făcut, frate? Nu te-am mai văzut, nu... Și dacă te-am văzut, parcă nu erai tu și... Bă, ce s-a mai întâmplat? În viața ta, așa, mai zine și nouă, tati, ce ai mai făcut, ce... Imediat. S-au întâmplat mai multe, ați banghit cu ochiul, n-ați banghit cu ochiul, astăzi o să discutăm cât de cât despre ele. Cam despre asta e vorba. Mi-am făcut o cafea, că nu merge așa, tati. Numai ce m-am trezit, nu știu dacă se vede. O să încerc în clipul ăsta să lămuresc câteva chestii, să răspund la câteva chestii și așa mai departe. O să vă lovesc. O să enumăr câteva chestii pe care am început să le fac în ultimul timp și cei cu absența asta sau de ce nu mai e canalul așa de diversificat? E canalul, n-a fost niciodată. Bă, nu știu, mi-am luat o boală magică. În primul rând am început să țin un regim, știu, am slăbit enorm. Mersi. Eu, Arnold și The Rock, știu. Bă, ce am mai făcut? Am făcut o grămadă de chestii. M-am jucat pentru prima oară cu Kendama. Nu-mi place. Și în caz de ați văzut live-ul ăla foarte mega profesionist de pe telefon, mi-am luat și mașină și m-am apucat și de școala de șofer. Pe lângă toate astea mai sunt alte chestii, gen du-te la muncă când mai poate corpul. Fratele meu la mică e în spital și deci imaginează-ți că de-abia ajung la el. Ieri am făcut o vizită. E de o lună și în spital și o să mai steie și evident că nu o să am timp și de asta, gen dacă de-abia ajung la micu, cum să am timp și de asta? Plus că e muncă, plus că e timp spart, du-te după acte de mașină, de-abia acum au venit numerele, bani împrăștiați peste tot și așa mai departe. Să vedem ce v-ar mai interesa. Adam, mi-am luat televizor, tati, nu o să-i fac niciun review și nu o să-i fac niciun unboxing, evident că l-am scos din cutie, s-a întâmplat foarte repede. De unde, cum l-am cumpărat? Pentru că ăsta apare un televizor foarte scump, nu? Adică, pula mea, e un Samsung de 123 de centimetri, parcă 4K HDR, pare foarte scump. De unde ai avut tu, bă, pulă, atâția bani? Pentru băieții care știu cum merge viața, o să fie foarte simplu, terminăm repede flanco, rate, card de cumpărături și pentru ceilalți banii din YouTube doar pe o săptămână. Ca să fie toată lumea înțeles. Plus sponsorizări, evident. Așa, de ce l-am luat? Unde sunt alea alte două monitoare? Păi, pula mea. Alea erau două monitoare de la Philips, care nu erau atâta de rele, le aveam deja de 2 ani, erau Full HD, se țineau bine, numai că nu le foloseam pe amândouă deodată, unul era conectat la PlayStation și unul la calculator și ocupau și spațiu, deși și ăsta e destul de mare și ocupă spațiu în pula mea. Dar, da, am zis că, bă, ar fi timpul, cred că, să iau o schimbare, am luat un 4K, editez cum editez pe el. Pula mea. Unele probleme pe care le-am întâmpinat cu acest televizor Samsung mega turbat. Pe PlayStation, de exemplu, PlayStation, eu nu am Pro pentru că bani, îmi upscale de vrăjeală. Adică îmi ridică vrăjeala, adică calitatea, știi? Gen, PlayStation nu are cai putere ca să facă doar de 1080 de pixel 60 de frame-uri pe secundă. Așa scrie acolo. Așa că televizorul vede, ăsta e PlayStation, ăsta nu poate mai mult și îmi conturează tot căcatul și nu se vede atâta de rău dacă stai la distanță, dar totuși. În afară de asta, mai este pe calculator merge destul de bine rezoluția și toate astea și chiar mi-am luat de la Netflix pachetul ăla cu 4K și îți spun, tati, că se vede bine. Dacă mie la compul ăsta de 8 GB RAM merge, da. Am avut o problemă recent cu el, s-a rezolvat de la sine, probabil o să mai apară, deci să-mi spuneți voi dacă aveți așa ceva.
Nu mi se conecta la internet. E, nu... La un moment, când l-am luat, l-am scos din cutie, l-am conectat la internet, tot la Wi-Fi, tot a mers foarte repede și la un moment dat, într-o zi, bă, nu mai are net. Nu mai... știi? Nu mai găsea wireless-ul, nu mai găsea nimica. Deci ce pula mea? Am zis, nu, dă-l în pula mea, că și așa eu mă uit pe calculator și PlayStation-ul e conectat la internet. Dar acum, câteva zile, am văzut că din nou e conectat la internet, ceea ce super șmecher. Dacă ați pățit vreodată sau aveți vreo schemă, am intrat și la setări și la network și la morții măsii, am citit și pe forumuri și n-a mers nimic. În afară de asta, sunt foarte mulțumit de el. E tare să mă rog. Dacă aveți... Eu am intrat la Flanco și am zis la băiat, băiatul, dă-mi un Sony, curbat, 4K, și l-a zis, haha, Sony nu mai fac așa ceva, păi cum pula mea, că eu am fost la Media Galaxy cu 5 minute și aveau, haha, Samsung e cel mai tare, numărul 1 pe piață, la voi am card de rate, dă-mi un pula mea un Samsung, decât să-mi dai un Philips, mai bine dă-mi un Samsung. Hai. Acum o să vă iau cu mine și o să vă duc în McLaren. Mi-am luat un Fiat McLaren, pachet AMG plus M, Sport 2017, din Elveția am luat. Am adus cu elicopterul, a meu elicopterul. Și cam așa o să și încheiem clipul ăsta. Băga mea, aș pula. Deci, ca să înțelegeți, în primul rând o să vorbesc pentru băieții care sunt la fel de mult de interesați de mașini ca mine. Este o mașină neagră cu radio CD player. Nu pot să-i dau o cheie la motor pentru că nu-l fabrică cu cheie, cu motor, n-are motor. Nu știu unde îi, ci că mi-a zis ăla care mi-a vândut-o că trebuie să comand de la reprezentanță motor pe lanț, distribuție de 2150 de cai, dar nu are, momentan nu știu unde îi, trebuie să ajungă. Pentru băieții care mai știu ceva despre viață și cum merge și bani și rate și credite și refinanțări, este un BMW negru, 1300 de euro am dat pe el și din 2002 folosit aproape vreo 300.000 de cai putere, nu cai putere, zi, kilometri. Trebuie să-i schimb husa de la zi și nu ca de la schimbător, nu merg geamurile electrice, stricate butoanele, nu are radio castofon cu bluetooth așa cum vreau, volanul e tot mâncat. Asta e pentru băieții care mai știu câte ceva, gen cum e viața, că na. Și acum, pentru oamenii care cred că, na, tot ce zboară se mănâncă, mi-am luat un M4, mami mi l-a luat. 42.000 de euro am dat pe... Nu eu, că nu l-am luat eu. Tati zicea că... Hai mă, nu vrei să-ți iei i8. Dar nu-mi place că e alb-albastru ăla, știi? Nu-mi place. El a zis, păi hai că-ți dă tati niște bani. Și am zis, nu-mi trebuie tati. Mami a zis că mi-a M4. Și mi-a luat. Și merge bine. Da, e galben. Și... E frumos, are radio CD player cu Bluetooth, navigație integrală pe Google, e altceva. Sunt mulțumit, deși ăsta e doar ceva temporar, până mi-a tati ceva mai scump. Plus că, na, nu știu, carburantul, înmatricularea, asigurarea, impozitul, nu le plătesc, eu mă doare în pulă. Tati a zis că le plătește el, se duce el și le face, eu nu știu. Na. Cam, na, așa am împărțit toate astea trei grupele, ca să înțeleagă toată lumea, știi? Sunt unii care zic, bă, coaie, dacă mai puneai, am eu un prieten în Germania, dacă mai puneai 13.000 de euro pe lângă ăștia, 1300, îți aduceam un BMW seria 7 să mor eu. Da, nu am 13.000 de euro. Coaie, deci ți-ai luat BMW-ul ăla? Puteai să-ți iei alt BMW-ul? Ăla nu-i frumos? Așa a fost treaba. M-am dus la reprezentanță, la BMW, și am zis bună ziua și mi-a zis bună seara, că era seara. Și am zis, uite, am 1300 de euro și vreau să-mi iau un BMW second,
Și ăia de la reprezentanță mi-au prezentat 38 de modele second la 1300 de euro și doar ăsta mi-a plăcut. Na, asta e viața, nu multe alegeri, dar na, ce să-i faci. Acestea fiind spuse, am picat școala la sală, cum am zis, să-l mai dau în iunie și cam asta e treaba. În rest, nu știu. Mi-am pus o grămadă de căcaturi din astea pe ăsta de la mașină. Că doar atâta se poate. Am vrut să o conduc, dar că e înmatriculat acum, mi-a venit și talonul și tot, dar ci că n-ai voie, că-ți trebuie permis, chiar dacă e înmatriculat, ceea ce mi se pare stupid. Dar na, nu, n-ai ce să-i faci. Sub butonul de like, o să găsiți alt clip mișto și subscribe dacă vrei să devii locuitor, pentru că nu vrei să ratezi clipul următor. Sunt aici cu Bogdan și mergem la Milano. Bă, Așa e, Bogdane! 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 Vezi că nu știu cum face videoblogger, mani. Bogdane! Mergem, Bogdan!